sa, salutare lume, bine ați revenit la Let's Play cu Adrian MC, episodul 20. În episodul trecut, ce făceam noi mai atunci? Da, ne ocupam de fermă, o mai stindeam, deci acum ar trebui să mai punem niște toate pe aici. Și dirtul ăsta nu-mi place nici cum arată. Punem așa. Bun, acum să scoatem tot cobblestone-ul ăsta. Da, să mai facem și volumul, să mai audă puțin, pentru că încă nu a rezolvat acea problemă de la audio. Așa, bun. Punem aici tot dărtul ăla, după aia să fac o mică pauză și revenim imediat. Așa, gata, revenim imediat. Așa, bun, și a revenit. Deci, ziceam să iau ceva de prin chesturi, că bune o grămadă. Deci să lăsăm ăsta, ăsta, tech-ul ăsta nu. Asta, bun, ăsta pune la loc. Aveam nevoie de un topor, deci n-avem de fier. Unde va trebui să ne facem și topor de fier. Mai bine facem două ca să fim siguri. Și luăm și suntem stilul să fim siguri din nou. Că nu, poate mai trebuie să tăiem vreun copac. Vedeți? După ce am schimbat ăsta, a început să mai crească și începe să crească chiar bine cu ferma asta de sugar cane. Asta este singura problemă pe care o avem noi momentan. Da, bun. Unde fie și niște... Uite aici nu contează, punem el așa în dirt. Asta îl spargem, că nu are niciun rost aici. Și între timp poate mai găsim niște vaci, astea stau bine aici. Ăsta tăiem cât putem din el, pentru că nu prea are rostul aici. Doar stă urât în cur, că nu dă bine la vedere. Nu-mi place mie. Așa. Să luăm cât lemn putem, pentru că nici să-i dau foc așa nu se merită să se strice doar lemnul. Bine, chiar dacă copaci sunt infiniți, dar... Ups, s-a îngrijat că era acum să-mi dau și mie foc. Da, și din nou am uitat să-mi pun un timer să văd cât timp filmez. Da, nu contează. Voi face videouri mai lungi, poate chiar de 20 de minute. Nu știu, 15 minute chiar ar fi îndeajunse. Dacă le-aș filma, dar nu știu exact acum cât am filmat, de-aia o să fie un video mai lung acesta. Mai mai serios, sunt că ocupat în lumea asta mare. Da, bun. Și am să încerc să-mi schimb și intro-ul, acela l-am făcut doar așa, nu. Pentru un moment, acel intro. Până când o să-mi fac unul oficial, momentan, nu știu.
săptămâna acela am făcut. Level 44, da. Îi bine momentan, pentru că am făcut un nivel așa de mare. O să ne putem enchanta pickaxe-ul și încă ceva pe acolo. O pată, o sabie. Momentan nu știu ce să fac, pentru că poate mai aveam 2 diamante în casă și am putea să facem o sabie. O sabie ar fi bună. Stai pe cea, n-am dat foc încă. Să dăm de ce acum. Așa, uite și un măr. Bun. Așa, să vedem. Mai omorăm din vaci dacă găsim, pentru că ne trebuie multă piele, mai ales acum când am strâns aproape un stack de sugar cane. Și da, trebuie să facem acele book și asta. Nu, raptor de cărți, pentru că nu știu, cine nu știe la ce mă refer. Așa. Bun. Ups. Ce ești acum? Trebuia cu asta mai mult decât trebuia, dar arde exact cât trebuie. Mai am și o lemnul ăsta la care ajung. Să nu iau foc. Bun, acum să vedem, mai e ceva pe aici prin zonă, oi. Nu, hai mergem înapoi acasă. Mai omorâm în câteva vaci. Și vedem ce mai facem pe aici, pe la cerul. Trebuie să-mi fac o intrare. Fugi urâtul să nu te bat. Bun. Este bine că mai am niște săbi la mine. Niciodată nu se știe când cred că omor ceva și nu mai așa de așa. Da, și uitați din episoadele trecute când am făcut noi ferma, am uitat să mai aduc aici dărțuri. Ca să se extindă grasul. Iarba asta. Așa, aici este gata. O să luăm și pielea asta. Păi, omorâm bărnul ăsta. Să mă duc să mai fac rost de niște grâu. După ce fac rost de grâu, le înmulțesc și după aia le omor și las doar copiilor în viață. Da. Sunt un criminal, mai pe scurt. Mă avea moarte, nu? Moarte punem pe aici. Așa, avem exact un stack de sugar cane. Îl ținem la noi momentan. Să vedem, ia avea și unul ăsta. Ne mai trebuia oricum oase. Bun. Acum să mai facem jocul de grâu. Mult grâu. Am dat un server, bine, nu-i dau numele, pentru că nu mai place cel server. Înainte SD-ul AIPA am avut o fermă de 64x64 de pătrate plină cu grâu, cartofi, morcovi, sugarcane, pepeni, dovleci, o grămadă. Și la fel de mare deasupra ei am avut și o fermă de oi. Nu știu dacă o să mă recunoască cineva de pe acel server, dar dacă mă recunoaște, doresc să nu... Să nu pronunțe serverul, numele serverului, pentru că nu se merită să intrați pe el. Așa, și poate în videourile următoare am să fac o mică promovare. Este vorba de un jucător de Minecraft. Am să pun channel-ul poate în videoul următor.
ați intrat și voi la el. Face video de mai mult timp ca mine și aș zice că chiar merită să intrați pe channelul lui. Bun, în episodul următor am să încerc să-i pun channelul. Undeva pe ecran, undeva. A, să-l pun eu. Da, acum să închidem ușile astea, că nu vreau să vină iar un mod pe aici. Ia să văd. Da, e pus pe normal. Așa. Bun. Nu mai știu. Uite la loc. Și nu știu când am să-mi cumpăr un mouse nou, pentru că ăsta, după cum se observă, se aude prea tare și... Știu că vă deranjează pe mulți, pentru că se aude așa de tare. Nu, te mă, o aia nebună. Nu să mă grăbesc, pentru că vine un creeper. Vai, vai, vai. Pentru că chiar acum e paștele și nu vreau să se supere cineva. Și acum era bun să am la mine un arc, mai... Așa, da, s-o fi videoul. Putem exploda. Da, cum să fac eu aici? Hai că mă curcă și vacile astea. Mai măi, cu... Da, mai bine și zombiul și scheletele. Nu vreau să vină și un ghef cu ceva pe acolo. Da, da, de mine, da, de mine. Vai, ce fac. Bun, acum să mă rog vacile. Dați-mi piele că vă fac praf. Da, și asta va fi un episod puțin mai special, pentru că eu nu am mai postat de mult, de aceea va ține atât de mult. Momentan nici nu știu câte minute am filmat, dar o să văd eu când o să renderesc pe tânia. A, da, și pentru cine nu știe cu ce program renderesc momentan, este Camtasia Studio. Adică că e un program chiar foarte bun, cu care să vă renderiți și voi orice doriți, orice video. E ușor de folosit. O să-mi fac și un tutorial, poate într-o zi, dacă doriți. Mă lăsați într-un coment, dacă chiar ați dori. Unde mi-am pus eu cartea. Așa. Bun, toporul pun la loc. Bine, o să facem curat și în cesturile astea, dar momentan lăsăm așa cum este. Reparăm și arcurile astea două, pentru că ne mai trebuie ceva să atacăm și noi. Dar tot moșul din noi. Bun. Ce mai trebuie al lemne? Să facem și aceste rafturi. Să văd cât level îmi va da atunci. Pentru că îmi trebuia în jur de 24 de rafturi ca să îmi fac level maxim. Sau mai puțin, nu mai știu exact. Unul aici și unul aici. Să vedem cât am făcut. Level 16, păi bun pentru început sau sfârșit sau... Da. Păi... Da, mergem puțin, adică o să las jucătorul... O să las aici la ferma de experiență. La ferma de experiență. Cam ocupa-l ăsta puține minute, între timp o să mai crească și ferma de sugarcane. Da, n-am mai greșit acum, înainte am spus fermă de uit, sau de ce i-aș fi spus. Așa. Să nu fac până coborâm. O să las în jur de 10 minute, nu știu exact cât timp. Să se mai strângă câțiva scheleți, între timp eu o să mai fac și treaba pe aici, pe la mine. După aia o să îi omor toți acei scheleți și se vor strânge. A, deja au început să se strângă. A, nu este un slime. Păi hai să mergem să-l omorăm. A, e unul mare. Bun. A, s-o prins în pânza de păianjen. Bun, păi bine.
Sunt bune și scramble, dar astea chiar dacă acum le găsim în mașină. Hai mai, uite pe aici. Perfect. Le întoarcem și înapoi. S-ar putea să facem și ceva, un carusel pe aici, momentan, nu știu, ăsta, să luăm fierul ăsta, pentru că stă de multe episoade pe aici. Așa. Și să acoperim aici. Serios? A, nu, era de aici, ca bostonul. Ai, băi, ce îmi place mie să greșesc. Da. Să luăm toate torțele, da. Și asta este un mic update la textura mea, dacă observați. Textura mea la Faithful. Am schimbat-o ca să se poată vedea ca și un singur geam de sticlă. Este mai fain așa. Dacă doriți și voi să faceți, vă pot lăsa în descrierea videoului acest Faithful. Nu, sau, nu, cum să spun eu, un folder din Faithful ca să-l schimbați voi la orice versiune doriți și să, cum să spun eu, să arate sticla așa ca la mine, în orice versiune, aș spune-o o să arate așa ca la mine. No, revenim peste câteva minute. Așa, bun, și-a revenit. Deci, câte oare trebuia să dau atunci la acest schelet? 15 lovituri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Lăsăm 14. Ups, am spart tot. Nu este o problemă. Era pus un spawner de zombie, pentru că mai discuteam carne, armuri, săbii. Așa de puțin au fost. Aia nu contează. Vă ce am strâns o cască de fier. De aur, am de fier. Aia mai nimic? Bun. Putem pune la loc torțele. Am uitat, pentru că am făcut acum. Așa, volumul mai încet. Bun, acum până ieșim din groapa asta. Să vedem, aici era, da, am găsit niște fier acum câteva episoade. Bun. Păi, da, puțin. Așa, și gata, am urcat la loc. Bun, pe aici nu sunt torțe și ar trebui să mai punem, să nu se spawneze. Să avem o zonă cât mai, cum să spun eu, luminoasă, să evităm să se spawneze pe aici. Creeper, zombie, scheleți. Bun. S-ar putea să încep, nu știu, de azi, o serie de San Andreas, nu sunt sigur încă. Nu știu dacă să zic o serie, pentru că nu știu dacă... Nu sunt sigur încă dacă o să o fac sau nu. Am spart prea mult. Da. Nu sunt sigur pentru că nu multă lume joacă, nu știu dacă v-ar plăcea. Deci chiar vă rog eu, dacă doriți să încep o serie din asta cu San Andreas, să îmi lăsați un episodul următor am să mai curățăm prin chesturi.
Salutare lume, ne vedem în episodul 21.